Crezi că pe 2021 s-au primit promisiuni din partea domnului Nicolae că va fi mai bine, va fi mai aproape și financiar? Da, s-au primit, da, acele promisiuni, dar sunt convins că lucrurile se vor rezolva. Într-adevăr, sunt două luni în întârziere la salarii, dar în promisiuni că lucrurile se vor rezolva în următoarele zile. Asta cu promisiunile. Dumneavoastră să obțineți promisiunile astea, că până acum nici măcar promisiuni nu erau așa de publice. Nu a fost absolut deloc complicat, a fost foarte simplu, iar discuții foarte multe am avut cu Dani Coman, președintele clubului, și el a vorbit mai departe cu patronul, cu domnul Nicolae, eu doar de sărbători am vorbit cu dumnealui. Pe mine mă interesează foarte mult echipa, ce facem în fiecare zi, asta este lucru pe care mă focusez și este normal să fie așa, iar președintele clubului se ocupă de toate celelalte probleme care de multe ori nu sunt puține, dar avem promisiuni că lucrurile se vor rezolva și sunt convins că așa vor sta lucrurile. A pus și o dorință specială de anul nou, de Crăciun, să nu lase pe Budescu să plece? Nu, da. Da, Budescu este un jucător valoros, foarte valoros, știm cu toți, unul dintre cei mai buni, probabil, jucători din campionatul nostru, dar el este la Astra și sunt convins că va rămâne la Astra. Deocamdată nu a primit nicio ofertă concretă, din ce știu eu, ce s-a zvonit vis-a-vis de FCSB, din ce știu eu, nu este nimic real în acest moment. Dar ar trebui să rămână în țară sau să încerce din nou să plece undeva afară? Acum nu știu ce va rezerva viitorul și lui și nou ca și club. Eu îmi doresc să rămână la noi, dar vom vedea în continuare ce se va întâmpla. E ok fizic? Pentru că mai avea problemele astea. Da, este destul de bine. Din momentul când am ajuns eu la echipă, lucrurile au stat foarte bine și vis-a-vis de Budescu. Nu, el s-a antrenat în fiecare zi, chiar în unele momente a avut ceva probleme și s-a antrenat. A trecut peste acele mici probleme inerente care se întâmplă în viața fiecărui jucător. Nu i-a lăsat mult timp după sărbători să ia kilograme? Da, i-aș fi lăsat, sincer, dar chiar nu am putut. Știți foarte bine, când începe campionatul, efectiv nu am putut să ne bucurăm și nici ei să se bucure de o vacanță mai lungă. Asta este situația, băieții au înțeles, au venit cu dorință mare de a avea rezultate mult mai bune în 2021 față de ce am realizat, dar oricum spre final lucrurile au intrat pe un făgaș normal și băieții chiar merită felicitări pentru cum a terminat anul 2020. Ceva promisiune atunci când patronul le-a promis, că am înțeles că în vestiar chiar le-a promis? Da, patronul a venit, le-a promis că lucrurile se vor rezolva din toate punctele de vedere, dar jucătorii nu au ce să promită. Vorbit eu atunci și am promis patronului că vom face tot ce depinde de noi să avem rezultate și cele mai bune rezultate. Ne dorim să câștigăm fiecare joc în parte. Acum rămâne de văzut dacă vom putea. De asta ne pregătim. Nu mi-a promis jucători, dar deja avem doi jucători noi și cu siguranță vor mai veni 2-3 jucători, pentru că, așa cum am promis, vreau ca Astra să arate mult mai bine în acest an. Dani Coman le-a promis că rămâne, se tot aude că a plecat. Da, Dani Coman și astăzi a fost la noi și ieri, este în fiecare zi cu noi. Nici nu am discutat acest subiect pentru că, din punctul meu de vedere, nu este real un subiect pe care ar trebui să-l luăm în considerare. Dani Coman este președintele Astrei și va rămâne la Astra. V-ați dorit dumneavoastră un cantonament în afară, cum a plecat FCSB-ul, primul adversar din acest an? Da, am luat în calcul să mergem și noi în Antalya, dar neavând timp suficient, timpul fiind foarte scurt, am considerat că este mai bine să rămânem aici. Dar cum vedeți meciul cu ei? Meci ca toate celelalte. Sunt 3 puncte puse în joc. Ne dorim să facem un joc bun și ne dorim să câștigăm. Acum rămâne de văzut care echipă va fi mai bine din toate punctele de vedere și aici mă refer și fizic și psihic. Noi trebuie să fim foarte bine pentru că nu pierdem de șapte jocuri și cred că avem un moral foarte bun și jucătorii sunt conștienți de valoarea pe care o au, pentru că putem să ne batem cu orice adversar de la egal la egal. Nu, nu, nu.
Dacă nu mă înșel eu, de-a lungul istoriei, când au plecat jucători de la Astra la FCSB și s-a zis că se întărește FCSB-ul, fix invers a ieșit înaintea la un meci cu FCSB. Da, ne dorim să stea lucrurile la fel și în acest joc, primul joc din 2021. Sunt convins că băieții vor face un joc bun, pentru că, și cum am discutat cu ei, sunt conștienți de valoarea pe care o au. Am spus din momentul când am venit la Astra că nu este realitatea și nu reflectă realitatea jocului și a echipei acel ultim loc. Am avut dreptate și sper eu să am în continuare dreptate, așa cum am promis, să arătăm mult mai bine în 2021. Sumele care se vehiculează nu impresionează pe jucătorii noastre, nu? De 10 milioane, de 15 milioane pentru jucătorii FCSB-ului. Păi se vehiculează. Voi, colegii voștri, discutați de 10 de milioane. Eu nu am discutat cu nimeni de asemenea sume. Noi suntem și trebuie să rămânem modești, așa cum le-am spus și băieților, să muncim, să ne focusăm în fiecare zi pe ce avem noi de făcut, mai puțin pe ce fac celelalte echipe. Dacă avea un jucător ca Măruțan, ce l-ați sfătuit? Să plece în Emirate? Nu știu, în Emirate am fost și este destul de frumos. Acum știu și echipa, chiar când eram la Etihad, am avut un meci amical cu cei de la Al Jazeera. Dacă nu greșesc, de Al Jazeera era vorba, de ce am văzut. Este o echipă mare din Emiratele Arabe. Acum nu știu lui dacă îi place căldura, dar ce pot să spun că au un stadion superb, dacă mi-aduc aminte, numai din marmură făcut. Da, erau jucători valoroși atunci, chiar și Vucini juca la ei și Lanzini, argentinianul. Are mai puțină importanță ce cred eu despre acești jucători și despre transferul lui. Important este ce își dorește el, ce își dorește clubul. Nu cred că ar fi un pas înapoi dacă el ar merge la o echipă mare în acea zonă. Știți? Nici din punct de vedere al echipei naționale. Nu văd de ce nu ar putea să joace la echipa națională. Până în acest moment, noi vorbim de echipa națională, ce se va întâmpla în viitor, dar el, până în acest moment, nu a jucat la echipa națională. Deci dacă vorbim de naționala de tinere sub 21, da. Îl ajută Rădoi pe Mutu cu niște site-uri, de fapt. Mai are conturi, poate, la televizor. Da, nu știu. Sunt problemele lor. Chiar nu mă interesează ce se va întâmpla, dacă va pleca sau nu va pleca. Import. La 10 milioane ar mai trebui să stai de jucători pe gânduri? Dacă eu aș fi patron la FCSB, eu l-aș da astăzi. Dar nu sunt patron la FCSB, nu pot eu să iau decizii în locul lui Gigi Becali. Da, eu dacă m-ați întrebat pe mine, sigur, eu aș fi de acord cu acest transfer în acest moment. Și nu numai. Mi se pare o sumă foarte mare pentru un jucător din campionatul nostru în acest moment.